fel de... Am săvârșit un act de curaj la adresa mea și am decis să-mi... Prin decizia mea de a participa la Insula, am ales să mă confrunt cu anumite frici și temeri de ale mele și anumite bariere pe care eu mi le puneam. Una dintre ele ar fi frica de a nu fi percepută greșit și îmi doream să văd cum gestionez eu anumite situații, cum gestionez imprevizibilul și cum pot reacționa la anumite lucruri la care la momentul respectiv nu mă așteptam. Nu știam că o să le întâlnesc, dacă o să le întâlnesc, ce o să întâlnesc. Și am plecat cu inima deschisă, da, să învăț din tot ceea ce trăiesc. Acasă am avut tendința să-mi creez anumite preconcepții ușor, până în momentul în care am ajuns pe insula. Când am ajuns pe insula și am văzut și am simțit puțin ce se întâmplă, am văzut oamenii din jurul meu, am zis ok, de aici înainte nu stăm în prea multe gânduri și nu ne afundăm nici în trecut, nici în viitor. Stăm ancorați în prezent, stăm ancorați în ceea ce trăim aici și acum. Și vedem de aici înainte efectiv ce ne aduce fiecare moment în parte. M-a surprins pentru că nu mă gândeam că aș putea să creez o poveste acolo cu cineva. Nu mă gândeam că va lua amploare, exact ce am zis și înainte. M-am confruntat exact cu lucrul de care fugeam, cu imprevizibilul. Atuul meu principal pe insula a fost că 90% din timp am reușit să fiu prezentă. Nu m-am gândit nici la ziua de ieri, nici la ziua de mâine, m-am gândit strict la momentul prezent și am fost implicat acolo, în poveste. Cel puțin în partea de poveste la care eu am asistat și la care am luat parte, pentru că nu știam exact ce se întâmplă de cealaltă parte a poveștii și atunci eu am empatizat, ca să spun așa, cu ceea ce mi s-a spus mie, ceea ce mi s-a povestit mie acolo, cu persoana cu care eu am trăit acolo timp de o lună de zile. Sincer să fiu, privind show-ul de acasă, primele episoade pentru mine au venit cu foarte multe emoții, cu trăiri intense, de tot felul. Pe parcurs, când am început să asist, am privit toată emisiunea de una singură, m-am uitat singură, pentru că îmi doream foarte mult să fiu în postura de spectator și eu la rândul meu, să mă dezic de Diandra și să o văd ca pe un personaj, să pot să fiu obiectivă și să o înțeleg de ce a făcut anumite lucruri, poate ce ar fi putut să facă mai corect, mai bine din punctul în care eram la momentul respectiv când vizionam difuzarea episoadelor. După cum am spus, în primele episoade a fost mai intens, pe parcurs când am început să văd și să asist la chestii în premieră, discursuri, bonfire-uri despre care eu nu știam ce se vorbește și așa mai departe, am început să devin tot mai obiectivă și am început să îmi deschid ochii și să văd și să înțeleg mai multe chestii decât am înțeles în momentul în care eram acolo, fizic, în casă și cu oamenii cu care eram. Da, am reușit să mă pun în postura de spectator și cu siguranță mi s-au deschis orizonturile și m-am transpus, sincer să fiu, într-o altă realitate decât în cea de pe insula. Ceea ce am văzut acum din exterior și raportat la emisiune mi-a schimbat puțin percepția în ideea în care am reușit să mă raportez puțin diferit la cupluri, la ce a trăit fiecare cuplu în parte, nu doar cuplul în care am fost eu implicată în mod direct. Am reușit să văd și cealaltă parte a poveștii, cel mai important, să înțeleg ce a trăit și cealaltă persoană, să înțeleg trăirile și emoțiile și celorlalte persoane, adică fetele, mai exact, și durerea și suferința lor și cum au văzut ele lucrurile, dar nu pot să spun că m-a schimbat pe mine ca și om, pentru că eu am învățat de-a lungul timpului să nu preiau asupra mea dureri și suferințe care mie nu mi-aparțin. Dacă ar trebui să retrăiesc acum experiența de pe insulă, ce aș face în plus, poate față de ce am făcut până acum, ar fi să acord mai multă atenție și să-mi antrenez și simțurile mult mai bine decât am făcut-o deja și să insist mai tare pe vigilența mea. Exact cum am zis la un moment dat, la fiecare 5 pași în față să te dai un pas mare înapoi, pentru că s-ar fi putut să-ți ia vânt prea mare și atunci mai bine să previi. În afară de Andrei, la nivel fizic sau ca și atracție, raportat la bărbați, nu pot să spun că mi-a atras altcineva atenția. Eu am creat oarecum cu Andrei o legătură acolo încă de pe la începuturi, dar am stat să-i observ și pe ceilalți băieți și bărbați de acolo, pentru că mi-am dorit să văd și să observ și celelalte tipologii de oameni și
dinamica care exista acolo între ei. Cum le-aș descrie pe Andrei? Andrei are, în esență, are o sămânță bună, în esență, acolo undeva în el, dar consider că este o persoană care are multe lupte interioare. Este un om care are nevoie de vindecare, este un om care ar trebui să-și dorească să caute ajutorul necesar ca să devină o versiune mai bună a lui. Reprimă, Andrei reprimă destul de multe chestii și emoții și trăiri și le reprimă și consider că versiunea care este el în prezent nu-i servește neapărat, nu-l ajută și nu-l ajută poate nici circumstanțele și conjuncturile în care se află, ca să-și dorească sau să înțeleagă că poate să vrea mai mult și de la el și în raport cu o relație pe care el o are. Deandra de pe insulă cu siguranță nu l-a găsit pe Andrei în cea mai bună versiune a lui, iar Deandra care a privit emisiunea a înțeles că poate l-a supraestimat pe Andrei și i-a dat mai multă credibilitate decât era cazul, pe când, exact cum am spus, într-o poveste sunt două părți și probabil Andrei prezenta în emisiune strict partea care îl coafa pe el, ca să spun așa, dorindu-și probabil să o cucerească pe Deandra într-o anumită măsură și să se împacheteze pe el într-o versiune la care el la momentul respectiv nu ajungea neapărat. Un standard la care el nu ajungea la momentul respectiv. Nu sunt supărată, m-am transpus, iarăși cred că în momentele respective și poate că simt un oarecare regret față de mine. Consider că am fost prea cu inima deschisă față de un om care la momentul actual nu sunt 100% convinsă că merita asta din partea mea și nu neapărat pentru că nu merităm noi ca și oameni să primim de la alții lucruri bune și frumoase, ci pentru că în Andrei exista ceva toxic și nu a reușit să aprecieze probabil la adevărata valoare ceea ce i-am oferit eu la momentul respectiv. Conexiunea Univers-Crenguța, cam așa aș descrie conexiunea Univers-Crenguțe, totul e un semn. Am trăit copilărește, sincer, am trăit o chestie, ne-am dat voie să trăim o chestie puerilă, aș spune, e o poveste ușor utopică pentru cei de acasă care se uită așa, un SF, poate chiar pentru unii. Eu cred că am intrat în mintea unui copil de 3, 4, 5 ani maxim și am fost acolo, entuziasmat pentru orice lucru mic pe care îl vedeam. Asta înseamnă, de fapt, să trăiești prezentul, adică să nu mai trăiești ghidat de tot ce ți s-a spus de-a lungul timpului, de tot felul de credințe și convingeri limitative, să te bucuri de chestiile mărunte, să râzi la tot felul de lucruri care pot părea nesemnificative și fără însemnătate. Am trăit momentul. Am spus, exact cum am spus și în emisiune, am trăit efectiv la intensitate maximă tot ce se putea trăi acolo. Categoric mă bucur că am trăit experiența așa. Nu știu dacă aș schimba ceva neapărat la toată interacțiunea noastră, lăsând la o parte ceilalți factori determinanți care ne înconjurau. Strict personajul Andrei și personajul Deandra. M-am distrat, m-am simțit bine, m-am simțit liberă. Nu am uitat sau nu am fost inconștient exact ce a spus. N-am uitat nicio clipă că el este un bărbat căsătorit. Spun personaje pentru că așa ne-au văzut oamenii, pentru că așa am reușit să mă văd și eu din exterior. Adică în viața de zi cu zi nu mă raportez la viață, nu merg pe stradă și mă uit să caut crengi în copaci și să mă gândesc doar la univers. Viața de după insula este total altă față de viața la insula. Dar acolo erai ca într-un fel de concediu, soare, mare, plajă. Ce am trăit acolo, da, a fost real, am făcut exact ceea ce am simțit, că am făcut bine, că am făcut mai puțin bine sau mai puțin corect, am fost 100% eu și autentică. Când Andrei a spus că a văzut la mine ochii verzi, nici mie nu mi-a spus atunci pe moment ce vedea, doar îl vedeam cum se uită la mine și nu înțelegeam că avea o altfel de privire și mă fixa foarte tare și nu voia să-mi spună despre ce e vorba. Am zis că poate s-a fundat el în niște gânduri, s-a gândit el la niște chestii, dar a portat la scena asta, ca să-i spun așa, când a zis că s-a văzut pe el în mine, eu cred că Andrei asta căuta de fapt și chiar dacă eram eu sau era altcineva, el își dorea să găsească o versiune
a lui, versiunea lui feminină. Și atunci căuta în mine lucrurile pe care el și le dorea la o femeie la momentul respectiv. Plus dorința de afecțiune, dorința de iubire, adică toate lipsurile cu care el venise deja de acasă, cumva le-a pus pe seama Diandrei. Bine, într-un sens bun, o spun, dar și-a a găsit să-și alimenteze dorințele interioare pe care le avea și le considera nesatisfăcute la momentul respectiv. Crezi că ce ați trăit voi pe insulă o putem numi iubire de vară? Tot ceea ce implică asta? Ce am trăit noi pe insulă, da, se poate numi o iubire platonică, o iubire de vară, o iubire, e un cuvânt cam mare, dacă mă întrebi acum, sincer. A existat un atașament, este normal, stând acolo o lună de zile cu un om, petrecând zi de zi cu el, având tot felul de discuții, începe omul respectiv să facă parte din viața ta, vă vedeți zilnic, aveți contact și așa mai departe. Un atașament, o afecțiune, un gest, un act de afecțiune unul față de celălalt pe perioada cât am trăit acolo. Iubirea e mult spus. Mie insula mi-a arătat încă o dată că iubirea înseamnă cu totul și cu totul altceva. Pentru mine iubirea trebuie să fie ceva simplu și ușor, să fie, exact cum am spus, reciprocitate, să fie doi oameni la fel de dornici să se întâlnească la mijloc, din toate punctele de vedere. De pe la jumătatea emisiunii am început să observ lucruri la Andrei, chiar dacă lui nu-i spuneam treaba asta, eu stăteam și în postura de observator, adică eram implicată acolo cu el, dar o parte din Diandra deja se dăduse un pas în spate ca să-l observe pe Andrei ca și bărbat și ca și om și să înțeleagă ceea ce Andrei nu spune, care e Andrei dincolo de cuvintele pe care el le spunea Diandrei. Și asta a fost una din scenele în care mie mi s-a mai aprins un beculeț, faptul că eu am avut un schimb de priviri cu Cornel, care în perspectiva lui a fost ceva intenționat făcut. Mie mi s-a părut că acolo de fapt s-a evidențiat faptul că el a trăit în trecutul lui și în relațiile lui anterioare și poate și în relația cu Cristina anumite momente neplăcute, ca să le spun așa, care i-au declanșat lui să aibă reacția asta asupra mea, care a fost o reacție de gelozie. E bine, în momentul ăla, chiar dacă nu am reacționat pe moment în fața lui, că nu am avut niciun fel de reacție, în sinea mea a fost clar. Asta e un mare semn de întrebare. Cum ar reacționa el la alte situații sau cum a reacționat poate în căsnicia lui la alte situații mai neplăcute dacă se aprinde atât de ușor dintr-o chestie de genul acesta? Clar că are nevoie de ajutor. A fost primul și cel mai important red flag în dinamica dintre noi doi. Eu am știut încă de pe la jumătatea emisiunii formatul în care voi pleca, adică singură, indiferent cât de multă amploare ar fi la povestea dintre noi doi. Dar asta nu e o chestie pe care i-am spus-o lui sau altcuiva, e o chestie pe care mi-am spus-o mie, în primul rând, pentru că eu știam ce-mi doresc de la o relație, de la un bărbat și, după cum am spus, am trăit momentul. Mie mi-a confirmat pe parcursul emisiunii anumite lucruri pe care deja le observam și le înțelegeam la el. Plus, era clar, el avea de rezolvat niște lucruri acasă. Nu pot să spun că a fost o decizie neapărat ușoară, nu din prisma că, vai de mine, ce panicat eram eu că mă întorc singură acasă și așa mai departe. Eu eram foarte împăcată cu mine că plec exact în formatul în care am venit, pentru că eu n-am mers pe insula ca să-mi creez căsnicie, să-mi creez relații și așa mai departe. Ce s-a întâmplat cu Andrei a venit din pură întâmplare și așa a fost să fie, ca să învăț și eu unele lucruri. Doar că eu cumva mă gândeam la ce o să simte el în momentul în care o să-mi afle mie decizia. Deși noi pe parcursul emisiunii am avut N discuții în care eu am încercat să-i dau de înțeles emisiunea și contextul acesta este despre tine, despre voi, să vă găsiți răspunsurile, să înțelegeți mai bine ce nu funcționează și să vă dați seama dacă la final mă aleg pe mine sau aleg să plec cu partenera, că ne-am primit răspunsurile și reparăm treaba asta. Sau dacă după emisiune decid să continui ceva cu altcineva, da, dar eu încă am de rezolvat niște chestii. Eu și când m-am pus pe scaunul de la Bonfire, i-am mai spus odată, choose yourself, dar nu a vrut să mă înțeleagă. Atât era despre a te alege pe tine în orice circunstanță. Eu am vrut asta să fie și o lecție, nu doar pentru mine și Andrei și ce am trăit noi acolo, pentru toată lumea care s-a uitat la noi și a luat povestea asta
ca pe poveste de iubire sau fiecare a interpretat un fel în care și-a dorit, dar la finalul zilei trebuie să înțelegi că iubirea nu e nici dependență, nu e nici... nu-l faci pe un om centrul universului tău și că întotdeauna deciziile se iau corect la final când tragi linie și pui în balanță. Eu cred că a fost surprins de alegerea mea, dar nu l-a afectat pe Andrei, nu l-a afectat alegerea mea, nu l-a rănit alegerea mea. Pe Andrei l-a rănit alegerea mea la nivel de orgoliu. I-a rănit orgoliu bărbătesc, faptul că el a ales să plece cu mine, el deja alesese să plece separat de Cristina, era rănit deja de ceea ce se întâmplase între el și Cristina. Eu cred că faptul că aș fi ales să plec cu el sau să plecăm împreună, doar l-ar fi mângâiat așa pe moment, l-ar fi făcut să se simtă mai bine pe moment, dar când te întorci acasă, tot la realitatea din care ai plecat și de care ai fugit. Te întorci și atunci nu înțeleg cu ce ar fi ajutat chestia asta. Din ce am văzut eu acum și raportat la emisiune și tot ce am vizionat, eu cred că ei încă de la începutul căsniciei ei nu au pornit pe o fundație solidă.